Bun găsit! Te invit să servim împreună o pizza matematică și să învățăm astfel să scriem și să citim fracții. Iată pizza noastră. Ea reprezintă un întreg pe care l-am împărțit în patru părți de mărimi egale. Îți ofer o felie, iar eu voi servi tot o felie. Fracția corespunzătoare feliei tale va fi 1 supra 4, unde 1 reprezintă partea din întreg pe care ți-am oferit-o, adică o felie, iar 4 ne arată în câte părți de mărimi egale am împărțit pizza. Care va fi fracția corespunzătoare feliei mele de pizza? Desigur, tot 1 supra 4, deoarece am luat în considerare tot o parte din cele 4 părți ale întregului. Vom spune că fiecare dintre noi a primit câte o pătrime, 1 supra 4 sau 1 pe 4. Să observăm cu atenție următorul desen. În câte părți de mărimi egale a fost împărțit dreptunghiul? Corect, în 6 părți egale. O parte a fost colorată cu roșu, iar celelalte 5 părți cu albastru. Care va fi fracția corespunzătoare părții colorate cu roșu? Desigur, 1 supra 6. Dar a părților colorate cu albastru? Bineînțeles că fracția corespunzătoare va fi 5 supra 6. În acest desen, întregul a fost împărțit în 8 părți egale. După cum observăm, 2 părți au fost colorate cu galben, o parte cu albastru, iar celelalte 5 părți cu roșu. Iată și cele 3 fracții corespunzătoare părților colorate. Care dintre ele este fracția corespunzătoare părților colorate cu galben? Desigur, 2 supra 8. Fracția corespunzătoare părților colorate cu albastru va fi 1 supra 8 sau 5 supra 8? Foarte bine! 1 supra 8 înseamnă că fracția 5 supra 8 corespunde celor 5 părți colorate cu roșu. În acest desen avem un buchet format din flori de diferite culori. Îți propun un joc. Eu spun un enunț, iar tu, observând cu atenție desenul, vei stabili dacă este adevărat sau fals. Să începem! Întregul, adică buchetul, poate fi împărțit în 10 părți de mărimi egale. Adevărat sau fals? Adevărat! Fiecare floare este parte a buchetului. Fracția corespunzătoare florilor albastre este 1 supra 10. Adevărat sau fals? Adevărat! Una din cele 10 flori este albastră. Fracția corespunzătoare florilor portocalii este 3 supra 10. Adevărat sau fals? Fals! Din cele 10 flori, 2 sunt portocalii, deci fracția corespunzătoare va fi 2 supra 10. Fracția corespunzătoare florilor roșii este 10 supra 3. Adevărat sau fals? Din nou, fals! Cele 3 flori roșii reprezintă părți ale întregului împărțit în 10 părți de mărimi egale, ceea ce înseamnă că fracția corespunzătoare va fi 3 supra 10. Florilor galbene le va corespunde fracția 4 supra 10. Adevărat sau fals? Adevărat! Din cele 10 flori, 4 sunt galbene. Te-ai descurcat foarte bine! Acum știi să scrii și să citești fracții. La următoarea întâlnire vom învăța cum se numește fiecare număr al unei fracții. Pe curând!